Dai seama cum ar fi să mă strige mama și Robert prin casă. Chiar voiam să întreb, pe unde te mai învârți? Bună ziua, dragi energofagi, și bun găsit la al doilea episod din Energiada. Astăzi vom învăța cum să fim mai performanți în energie și pentru aceasta l-avem invitat pe Andrei, a.k.a. Șurubel. Poți să-mi zici Andrei. Prietenii mei, cei mai vechi, îmi spun Andrei, mă refer aici la colegii din liceu și la familie, toată lumea mă strigă Andrei, dar sunt oameni care nu știu că mă cheamă Andrei. Sunt oameni care așa m-au cunoscut de Șurubel și așa mă strigă pe stradă, Șurubel, Șurubel. Și la început nu răspundeam la numele ăsta, până când la un moment dat am zis, bă, nu mai am cum să scap de poreclă și m-am dus cu el. Andrei, descrie-te câteva cuvinte. Doar așa câteva? Eu nu cred că aș putea să folosesc câteva cuvinte să mă descriu. Mi se pare că sunt vorbăreț, de-aia asta ar fi un cuvânt, dacă vrei. Mi se spune deseori că atunci când nu am emisiune la radio, sunt nevorbit. Și acum nu mai am emisiune la radio de aproape un an. Sunt un tip care a terminat jurnalismul, care a lucrat prin publicitate o perioadă, care a lucrat în radio foarte mult timp, o mare parte din timpul ăsta fiind la matinal, deci care s-a trezit de dimineață foarte mult, și care a făcut niște chestii pe net, în special sketch-uri. De ce te-ai lăsat de radio? Am renunțat la radio pentru că mă consuma foarte tare, îmi consuma foarte mult energie, sau nu cred că radio în sine de fapt îmi consuma foarte mult energie, ci concepția mea despre ceea ce ar trebui să fac acolo. Aveam în cap faptul că trebuie să mai fac câte ceva pentru emisiune, că mai am ceva de făcut. E ca și cum ai lăsa un aparat în priză în capul tău sau un backup prins care merge în continuu și arde și arde și arde. Care a fost ultima oară când ai schimbat un back în casă? Am schimbat la IMEI. Ultima oară când am fost, am schimbat toate back-urile incandescente cu back-uri LED și am luat tata un back cu telecomandă din aia micuță și poate să schimbe culorile și intensitatea. Doamne, zici că am un copil mic acolo care se joacă și când mă duc la el mă face, da, poftiți, vă rog, dă lumina mai încet. Dar a fost foarte mișto și chiar mă bucur că am schimbat culorile. Știai că becurile cu incandescență sunt foarte ineficiente și că 90% practic din energia consumată de ele este transformată în căldură și doar 10% în lumină? De-aia sunt așa fierbinți când pui mâna pe ele. Exact, și sunt cu 90% mai ineficiente decât becurile LED, care, ca și avantaj pentru ele, sunt și de până la 4 ori mai ieftine. Mi se pare că am făcut ceva inteligent fără să știu chestia exact. Asta. Tu îți dai seama, deci, instinctul omului. Tu când îți faci sketch-urile, ce echipamente folosești? De când a început pandemia și mi-am dat seama că nu să pot să mă mai întâlnesc cu oameni ca să filmăm împreună în locații diferite, a trebuit să mă filmez singur și pentru asta mi-am cumpărat un ecran verde. Am realizat după aceea, căutând pe net și informându-mă, că ăla trebuie luminat separat. Am înțeles și bănuiesc că toate aceste echipamente, mai ales dacă lucrezi vara, e necesar să deschizi și tu un aer condiționat. Că... Aerul condiționat, clar. Aerul condiționat utilizat o lună pe an, practic consumă cât un frigider cu tot cu congelator un an de zile. Putem să punem chestii în aerul condiționat, dacă gen, cam mezeluri sau așa? Sau am putea să punem frigiderul deschis lângă aerul condiționat și să nu-l băgăm în priză. Andrei, spune-mi de rog o concluzie din toată conversația noastră. Cred că economia pe care ar trebui să o facem noi, economia de energie, ar trebui să fie în primul rând interioară. După care ar trebui să facem economie de energie și în exterior pentru planetuța asta pe care noi stăm. Ceea ce noi nu realizăm este că noi nu distrugem o planetă. Realizăm că noi ne distrugem pe noi. Planeta asta poate să trăiască și fără noi. Haideți să trecem acum și la un test practic, în care o să încercăm să testăm cunoștințele tale legate de eficiență energetică. Hai mă. Testul o să fie simplu. O să dar ai nu trebuie să fac flotări la final dacă... O să încercăm să nu faci flotări, depinde cum răspunzi la primele întrebări. Regulamentul e simplu. Practic, o să-ți pun 3 întrebări, ai 15 secunde să răspunzi la fiecare. Caloriferul, îl lăsăm la vedere sau îl mascăm? Cu ceva, cu orice. Nu, eu nu sunt fan mascat. Nu îmi place să maschez oricum nimic. A doua întrebare. Expresorul consumă energie când nu face cafea? Nu. Ce? Nu știu, nu cred. De ce spus final, nu cred? Aș vrea să întreb publicul. Publicul, da. Expresorul consumă energie când nu face cafea? Se zice că da. Nu vă cred. Nu. Din păcate ai depășit timpul, trecem la următoarea întrebare. Oh, ce facem pentru a economisi energie? Duș sau baie?
duș oricum tot timpul. Nu-mi place să fac baie pentru că eu amețesc. Nu pot să stau în asta, adică n-am de ales, nu. Și nu m-am jucat cu rățuște nici când eram mic, nu e genul meu să fac baie, așa că duș. Momentul adevărului, ai răspuns la două întrebări corecte din trei. Oricum, ești olimpic în energie. Hai să vedem răspunsurile corecte. Te rog, zim, deci caloriferul mascăm sau nu? Caloriferul nu trebuie mascat cu absolut nimic, pentru că cu orice l-am masca, absorbe căldură, nu lasă căldura din calorifer să se degaje în cameră și atunci consumă mai mult. Expresorul consumă chiar și atunci când nu face cafea. Hai, nu cred. Ca orice și mi-au zis oamenii ăștia din public. Orice aparat lăsat în priză consumă energie și gândește că dacă am scoate expresorul din priză de fiecare dată când terminăm de făcut cafea, am putea bea o cafea lunară în oraș cu banii respectivi economisiți. Răspunsul la a treia întrebare este că economisirea energiei merge mână în mână cu economisirea apei. Așadar, în momentul în care faci o baie, consumi aproximativ 350 de litri de apă față de duș unde consumi 160 de litri. N-ai cunoscut-o pe soția mea. Așadar, ești olimpic în energie. Am fi putut să-ți dăm și un trofeu, însă ne-am gândit să economisim niște energie și ți l-am făcut digital. Îl găsești pe pagina ta de Facebook. Ah, asta vreau să știu unde e. Măcar un slugure, dacă te rog. Permiteți. Următorul invitat o să aibă cu un slugure mai puțin. Pentru mai multe sfaturi despre cum puteți deveni olimpici în energie, intrați pe portalul nostru www.cezinfo.ro, unde puteți găsi cele mai importante informații despre eficiență energetică pentru acasă.